Referitor la Mircea cel Bătrân, am văzut un titlu extraordinar, că s-a dat ceva la o... Stați ca să fiu exact. Deci așa, cum sună titlul ăsta? Milioane alocate fără licitație pentru o firmă de acasă. Bun, treabă. Milioane de lei alocate. Este vorba despre firma de acasă, care se numește X-Drupo. X-Drupo este în întreprindere municipală. Deci așa noi am putea să calificăm Lumtech. Este tot întreprindere municipală. Înseamnă că tot e de acasă. Apă Canal Chișinău. Tot este de acasă, estimați oameni de la redacția respectivă care a făcut aceste precizări. Asociația de gospodărire a spațiilor verzi, întreprindere municipală, tot este de acasă. Salubritatea, tot de acasă este. Deci, eu vă rog foarte mult, atunci când faceți unele înscrieri, acuzații, haideți să ne documentăm suficient în această privință. Ce ține pe partea de lucrări este vorba despre bordură și terasament, da? Și le fac și planificat întreprinderea, cum o numiți dumneavoastră de acasă, ex-drupă din componență direcției transport. Sunt lucrări planificate, bugetate pentru anul curent. La fel ca și lucrările care urmează să fie făcute de Lumtech, Apă Canal și alții. Iar în ceea ce ține de lucrări de amenajare, este făcută electrificația separată, aici ne referim la irigare, cum vor arăta, alte lucruri acolo. Asta este. Deci dacă aveți întrebări, noi suntem foarte deschiși. Întrebați-ne direct, noi vă vom răspunde. Dacă aveți nevoie de documente, noi vă vom prezenta documente. Noi suntem și încercăm să fim cât se poate de transparenți în tot ce ține activități planificate, activități realizate, buget cheltuit. Iar dacă într-adevăr undeva este o problemă, rugăm să ne comunicați această problemă și noi vom încerca să o soluționăm. Apropo, pe platformele deschise de primărie deja sunt foarte multe lucruri foarte bune. Vă invit pe eu-chisinau.md în continuare să ne spuneți despre problemele care vă confruntați. Avem și alte aspecte legate de multe alte subiecte. Și trebuie să comentez asta? Nu trebuie să comentez. Da. Asta am vrut să vă spun. Sper că sunteți bine. Vă doresc o seară frumoasă în continuare. Mai avem foarte multe lucruri de făcut azi și aici. Mâine avem o agendă foarte încărcată. Vom merge și în una dintre suburbii să vedem cum stau lucrurile acolo cu proiectele pe care le-am început. Vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai reușit, iar dacă ceva este de interes și nu cunoașteți, vă rugăm foarte mult să ne întrebați, noi suntem deschiși să vă răspundem. Toate frumoase și bune, vrem un oraș dezvoltat și îl vom dezvolta, iar jurnaliștilor le doresc foarte multă insistență, noi suntem gata să vă răspundem la toate întrebările. Mersi mult! Sănătate!